Bună și bine ați venit la Bârfă despre ce înseamnă cu adevărat queerbaiting. Give it up for TATU! Make some noise for Tattoo! You were like a lesbian group. No, we were like really good friends. Yeah, but not. Nu știu câți dintre voi ați prins formația Tattoo, cât de mult le cunoașteți piesele, pentru că nici eu nu am prins, adică eram foarte mică atunci când erau ele pe val. Dar în orice caz sunt câteva piese care mi-au rămas și mie întipărite în subconștient și bopuiesc pe ele de fiecare dată. Însă ce mulți nu știu este cât de scârboasă este perioada în care fetele de la Tattoo au fost lansate și cât de mult s-a profitat de pe urma inocenței lor. Mergând pe premisa că mi-ați dat deja follow pe Instagram și pe TikTok. O să intrăm fix în subiect. Tattoo a fost formată în 1999 de către Ivan Shapovalov și pe atunci prietenul și partenerul lui de business, Alexander Voitinsky. Cei doi voiau să aibă un proiect de succes și erau pregătiți să facă orice pentru a-l obține. Au căutat de la bun început o fată minoră. Știm cu toții anii 90, anii lui Britney Spears, când și-a lansat melodia Hit Me Baby One More Time, îmbrăcată într-un costum de școală, când ea avea doar 17 ani, sau pe Christina Aguilera, amândouă fiind exemple perfecte de fete minore sau mai puțin minore care au fost folosite pentru a satisface fanteziile masculilor din societate. A fost o controversă foarte mare la vremea respectivă pentru că, practic, un copil cânta versuri atât de sexuale. Am putea spune chiar că sexualizarea fetelor minore la vremea respectivă parcă era așa un subiect funny, intrigant, dar parcă nimeni nu-și dădea seama cât de scârbos este cu adevărat. Lena Katina și Iulia Volkova, cele două fete care au ajuns să facă parte din formația Tattoo, se cunoșteau dinainte de audiții oricum, pentru că ele făceau parte din Neposedi, care era o altă trupă dinainte de Tattoo. La audiții, cele două fete s-au remarcat pentru vocea lor foarte bună și imaginea, de asemenea, foarte eye candy. Trebuie să menționăm de la început că producătorul, Ivan, nu se uita neapărat după o voce nemaipomenită. Se uita după un proiect care poate atrage cât mai multă atenție. Iar atenția, din păcate, nu o atragi doar datorită vocii în muzică, o atragi mai ales prin imagine și prin poveste. Inițial, Lena a fost cooptată în proiect și abia ulterior Iulia Volkova a fost adăugată și s-a mers pe ideea că trebuie să fie un duo feminin. Inspirația pentru formația Tattoo a venit de fapt de la filmul Show Me Love, în care două fete minore își explorează atracția sexuală una față de cealaltă. Numele Tattoo, nu o să-l pronunț în rusă că oricum nu știu, dar în română înseamnă acea fată iubește acea fată. S-a mers foarte mult pe ideea că cele două fete au o atracție sexuală una față de cealaltă. De ce? Pentru că era exact perioada când Rusia, la fel ca România de altfel, cel puțin la nivel public, scăpa de comunism și oamenii îmbrățișau mult mai mult libertatea. Chiar și în România aici erau, dacă vă amintiți, băieții de la Accent aveau părul vopsit, adică erau destul de ahead of their time, știi? Oamenii nu mai voiau să stea în comunism și voiau să experimenteze tot ce nu au avut ocazia să o facă până atunci. Lena și Iulia au fost practic forțate de împrejurări să se comporte ca și cum ar fi împreună. Și când au filmat videoclipul pentru All the Things She Said, care a devenit de altfel cea mai faimoasă și iconică piesa lor, cele două fete aveau 15, respectiv 16 ani. Lena a spus că Ivan le-a spus că va trebui să se sărute, iar ele au interpretat asta ca pe o glumă inițial și au filmat scene când se sărutau. Stop. Adică să pui două fete la vârsta lor să se sărute pentru a intriga o societate, mai ales bărbații, de fapt, din societate, pentru a mulțumi acea privire masculină, da? Pleasing the male gaze. Este absolut jenant. Dat fiind faptul că părinții lor probabil voiau ca fetele să aibă succes, nu au avut neapărat ceva de spus când își vedeau fetele folosite ca niște cobai pentru a distra bărbații maturi.
pentru că nu e așa, bărbații maturi au avut întotdeauna un fetiș cu fetele minore, mai ales fetele inocente. Până la urmă, fetele astea au trebuit să aibă contactul cu homosexualitatea exact din perspectiva marketingului. Și o să vedeți mai încolo în videoclip de ce este foarte important acest aspect. Melodiile pe care fetele le cântau, videoclipurile pe care le filmau și imaginile pe care ele le promovau erau evident pentru adolescenți și mai ales lesbiene de a-și accepta orientarea sexuală. Vă dați seama că din punctul meu de vedere mesajul este unul foarte frumos, dar când folosești niște minore heterosexuale să pară lesbiene doar ca tu să faci profit, this is queerbaiting at its finest. Și nu este ceea ce spunem acum queerbaiting la orice, nu știu că era o campanie cu Alina Ceușan și nu știu cine. Aia nu-i queerbaiting. Vreau să-i mulțumesc lui Vitali pentru videoclipul lui despre fetele de la Tatu, deoarece el este rus și cu ajutorul lui am putut să văd interviuri cu traducere în engleză. Că proiectul Tatu bliže k Bogu, pentru că Бог – это и есть любовь. И если какой-либо культ или какая-либо религия выступает против любви, это просто проверка. И, скорее всего, Бог с нами, раз у нас такой успех. Вопрос еще. Знаете, посмотрела я на это, на все послушала. Вот то, что в этой команде врач-психиатр, это очень хорошо. Тут явно клинический случай, только самому этому продюсеру свой психиатр нужен. Потому Давайте что такую, такую ерунду говорить... Обойдемся без оскорблений, во-первых, если у вас есть вопрос какой-то. Такую ерунду вопрос. Говорить о том, что Бог есть любовь, и однополая любовь, это угодно Богу, это вообще смешно. А то, что вот эти девочки ходят куда-то там и раскупаются миллионными тиражами их пластинки, говорит о низкой культуре тех людей, вот на таком вот уровне, которые вот это все покупают. А в третьем, девочки, займитесь немножко собой, имиджем на ваше поведение просто, ну просто, это же видно, вы же вести себя не умеете абсолютно, вы пришли на телевидение, ноги задрали, валяетесь, обнимаетесь. А когда одна у другой начала в голове копаться, мне сразу вспомнился зоопарк и обезьяны в клетке, простите. Вы дайте вам, че контроверсии а искат формация атунч, когда фос лансата ин ланчепуту анилор 2000, пентру ка... Până la urmă, mentalitatea rusească, asemănătoare de altfel cu cea românească, se lupta fix cu astfel de oameni, cu oameni care cred că homosexualitatea este o alegere sau un păcat sau ceva nenatural. Eu sunt conștientă că mesajul lui Ivan era unul bine intenționat, însă felul în care a profitat de pe urma lesbianismului în niciun caz nu este corect. Și trebuie să recunoaștem, All the Things She Said a devenit un hit internațional și a picuit number one pe Billboard. Producătorul ăsta, Shapovalov, încă de la început numea această formație un underage sex project, pe care l-a constituit pentru că lui se părea fun. În 2003, când fetele au ajuns cunoscute în America, au fost invitate la o emisiune și ce credeți, producătorii le-au spus explicit să nu se sărute cu limba și să nu aibă mesaje politice. În schimb, echipa din spatele Tatu, și aici punem foarte mult accent pe Ivan, au vrut să se distreze puțin. Pe lângă faptul că fetele s-au sărutat, au și purtat un tricou pe care scria în traducere Fuck the war, în loc de Nu războiului, cum spunea Ivan că s-ar traduce. După câțiva ani, fetele și-au dat seama că sunt luate la mișto de către echipa lor de producție și că era mult mai mult focus pe scandaluri și pe controverse decât pe muzică. Fetele au cerut să aibă alt producător, dar din păcate nu au mai fost același succes ca înainte. Ceea ce mi se pare foarte important este că Iulia Volcova a apărut la TV mulți ani mai târziu și a venit cu niște declarații homofobe demne de Europa de Est. Vă будете осуждать сына, если он отдаст предпочтение нетрадиционным сексуальным отношениям? Да. Это правда. Я считаю, что мужчина должен оставаться мужчиной. Это генетически заложено, мне кажется, Всевышним, потому что это продолжение рода. Без мужчины нет детей, да, мы не сможем родить. Также и мужчина для меня – это ассоциация стены. Точно нет, я не поддержу. А вот получается, что в вашем понимании свобода может быть только у женщин, у мужчин свободы нет. Мне кажется, у мужчины это дурная свобода. Куча телок, доступных на сегодняшний день, нет запретов. Но у мужчины есть другая свобода. Мужчина не имеет права, простите, быть пи***ом. Извините. Vă dați seama să faci toată viața parte dintr-o formație în care
lumea te consideră lesbiană și să promovezi mesajul că love is love și mulți ani mai târziu să apari la televizor și să spui că bărbații nu au voie să fie gay pentru că e scârbos. Și tot Iulia a spus că, într-adevăr, să fii gay nu este cel mai rău lucru din lume, este mai puțin rău decât a fi criminal sau hoț. Extrem de dezamăgitor venind de la o persoană care a profitat și ea, financiar măcar, de pe urma existenței lesbianismului. Și oricum, este o mentalitate foarte tâmpită chestia asta cu lesbienele sunt mișto că sunt atractive, dar bărbații sunt scârboși dacă sunt gay. Oamenii nu sunt împreună în funcție de cum arată. Nimeni nu ar trebui să-și creeze viața în funcție de aspect. Este greșit. Oamenii, dacă se iubesc, se pot iubi cu cine vor ei atât timp cât este consensual și sunt adulți. Da? Din fericire, Lena a ieșit public cu o declarație care spune că ea susține comunitatea LGBT și că nu are părerea Iuliei. De altfel, ele două s-au și certat de foarte multe ori. Ce vreau să accentuez este că este atât de greșit să luăm persoane care nu au treabă cu comunitatea LGBT și să le punem să pretindă că sunt fie aliați, fie parte a comunității, pentru că se ajunge la situații asemănătoare cu asta. Este efectiv sinistru, este culmea ipocriziei să știi că toată viața ai fost în sfera asta și dintr-o dată spui că nu, bărbații sunt nașpa dacă sunt gay. Mă bucur totuși că am avut ocazia să vorbim despre asta pentru că, slavă cerului, în prezent suntem mult mai conștienți de ce înseamnă grooming, ce înseamnă pedofilie. Sunt conștientă că sexul vinde și sexul în societate este important, doar că aș prefera ca acel sex să fie făcut consensual de către persoane mature. Dacă toți suntem atât de actiați și de nebuni după sex, haideți măcar să nu mai fim ipocriți și să nu mai blamăm femeile care, de bună voie, aleg să facă parte din industria sex work-ului. Mulțumesc foarte mult de vizionare, eu sunt Daria Jane pe toate rețelele de socializare din descriere. Dați-mi follow și subscribe cu clopoțel pentru a ne vedea data viitoare. Vă pup cu mare, mare drag!